început să faci un sport, în special de alunecare, fie că e pe zăpadă sau pe asfalt, este recomandat să începi cu un minim de protecție, și anume o cască. Însă, ca orice fel de echipament de protecție, trebuie să fie și o cască care să se potrivească cum trebuie. Deci, cum ne alegem o cască? După ce ne-am hotărât asupra aspectului și asupra designului și culorii, o luăm sau o probăm. Eu am ales o mărime L, care mie mi-este mare. Atenție! Când se mișcă casca pe cap, fără pielea capului, da? Înseamnă că nu este pe măsura noastră. Ea trebuie să fie fixă, fără să avem puncte de presiune. Deci, această mărime nu e ok. Am găsit aici o cască pe mărimea mea. Aceasta este și reglabilă, se poate ajusta, ceea ce e foarte bine. Și am pus casca pe cap și acum când încerc să o mișc, se va mișca cu pielea capului. Da? Este foarte confortabilă, nu am puncte de presiune, nu mă apasă nici în lateral, nici în vârf, nici în față. Trebuie să aveți mare grijă la acest aspect, pentru că unele construcții au puncte de presiune și deși par la început că sunt ok și suportabile, în timp vor deveni insuportabile și vă vor deranja foarte mult, mai ales dacă stați destul de mult cu casca pe cap. Bun, acum că ne-am ales o cască, e important să ne alegem și o pereche de ochelari. Vă recomand o ochelar cu lentilă sferică și cu o ramă cât mai mare pentru a avea o vizibilitate cât mai bună. Totuși, trebuie să probăm și să ne asigurăm că se potrivește și cu casca. Bun, se pare că ochelarii ăștia se potrivesc foarte bine. Trebuie avut grijă că atunci când avem casca și ochelarii pe cap, casca să nu ne apese pe ramă și rama să nu ne apese pe nas, să putem să respirăm. Să avem grijă ca să nu avem puncte de presiune pe ramă, gen să ne apese aici pe pomeți sau pe aici pe față sau pe frunte. La căștile cu cozoroc este foarte ok pentru că se asigură aici o ventilație, da? În principiu, la o altfel de cască ar trebui să rămână un mic luft pentru a putea asigura ventilația ochelarului. Sunt foarte multe feluri de rame și foarte multe modele de căști și așa că de fiecare dată când vi le luați, vă puteți să le luați împreună sau dacă aveți deja una din ele cumpărată, ori ochelari, ori casca, să mergeți cu ele și să le probați. Pentru că s-ar putea să fie niște ochelari cu ramă foarte mare și atunci când puneți casca să vă apese pe nas și să nu puteți să le folosiți. Am să vă arăt și un exemplu de ochelari care nu se potrivesc cu această cască. Aceștia au o ramă un pic mai mare și după cum observați, mă presează pe nas și mă forțează să vorbesc pe nas.